Bună dimineața, doamnelor și domnilor! Bine ne-am regăsit la o nouă ediție Bezdei Live. În urma accidentelor, a unor traumatisme, a arsurilor, fie solare, fie cu anumite substanțe, fie cu foc, ori poate pentru că ne-am născut cu anumite defecte, sau, de ce nu, dacă vrem să modificăm ceva la forma corpului nostru, a feței, recurgem la chirurgia plastică, reconstructivă, estetică. Astăzi am invitat în platoul Bezdei Live pe doamna doctor Irina Hreniuc-Jemnoschi, medic specialist în chirurgie plastică la Spitalul CF din Iași. Bună dimineața, doamna doctor, și mulțumim că sunteți din nou alături de noi. Cu mare drag, bine v-am regăsit. Bine ați revenit și de câte ori vă sun, sunteți așa, numai în intervenții chirurgicale. Tot timpul mi se spune, revin cu un telefon, că sunt ocupată. Cum e, doamna doctor? Cum funcționați în perioada aceasta? Cu ce cazuri vă confruntați? Ca să fiu sinceră, funcționez ca de obicei, pe repede înainte. Cazurile sunt diverse, iar cu cât vara se apropie și muncile câmpului se apropie, la fel și cazuistica se diversifică. Cazul de ieri aș putea spune că a fost un caz minor, dar grijă mare la unghiuțe, grijă mare la ros unghiile și grijă mare la traumatismele la degete. Așa. Și atunci, dacă nu le tratăm la timp și nu le tratăm corespunzător, se pot dezvolta infecții mai mari, panarițiile. Și la fel, panarițele, dacă nu se tratează, se pot dezvolta mici tumori. Am înțeles. Bineînțeles, nu ne fac rău, dar ne fac rău pentru că există. Da, pe lângă aceste cazuri, din păcate, discutam noi că în perioada aceasta, deocamdată nu se pune problema, dar în perioada aceasta apar aceste arsuri solare, da, care, spuneați că unele dintre ele au nevoie chiar și de spitalizare, da, de internare. Da, așa este. Arsura solară, în mod normal, nu ar avea nevoie de internare, dar în momentul când depășește 50% din suprafața corporală, din cauza deshidratării masive, este necesară hidratarea. Și hidratarea se poate face corespunzător doar la spital. Dar câtă perioadă de timp a stat, poate, acel pacient, cum da, expus la soare, să ajungă la arsură solară de peste 50%? Țin minte o domnișoară care a stat la un fel de picnic în familie, cred că vreo 6-7 ore. Dar era roșie intens și, în afară de faptul că avea arsură de gradul 1, avea și gradul 2A. 2A însemnând că deja dezvoltase flictene pe picioare. Adică acele... Să le zicem punguțe, așa. Punguțe, da? Cu apă, da? Exact. Cu lichid. Da, da. Asta înseamnă că a stat teribil de mult și era teribil de dureros. Depășise cu mult nivelul pielii ei, nu se dăduse cu nicio cremă de protecție și este risc mare și de insolație și rău datorită insolației, dar și datorită arsurilor. Imaginați-vă că nu se putea îmbrăca decât cu costumul acela de baie. Aoleu! Atât. Cum atinge acum, deci usturimea este foarte, foarte mare. Da. Care sunt remediile, doamna doctor, pentru astfel de arsuri solare? Bine, în cazul în care ajungem la spital, da, și avem nevoie de spitalizare, acolo intervin medicii. Dar da, în cazul în care ne aflăm în concediu și fără să vrem, am stat un pic mai mult și ajungem în situația aceasta, ce ar trebui să avem după noi? Ar trebui să avem geluri calmante, de cele mai multe ori. Să avem grijă să fim delicați cu pielea, să nu spălăm intens pielea, ne gândim, vai, o spăl bine și trece. Nu trece, o iriți mai tare și doare mai rău. Gelurile calmante pe bază de aloe vera, pe bază de colagen, cataplasme reci, ajută foarte mult la rehidratare. Chiar este o marcă românească ce produce niște geluri calmante solare foarte bune, cu eficiență personală am încercat, eficiență foarte bună. Se mai întâmplă la copii să se ardă minor pe umeri sau pe gâtuți sau pe genunchi și atunci chiar e bine să avem un astfel de gel în trusa de, nu de prim ajutor, trusa noastră de părinți, așa, că ăsta nu e chiar să avem ajutor în permanent. Exact, exact. Nu spune cât ce dimensiuri ar trebui să aibă, dar da, această trusă. Citeam înainte emisiunii definiția chirurgiei plastice, da? Dicționarul medical definește chirurgia plastică drept chirurgia care se ocupă cu repararea, restaurarea, remodelarea sau reconstrucția unei părți vătămate
cu malformații sau pierdute, părți pierdute ale corpului nostru. Așa că, exact cum spuneam și în intro-ul emisiunii, ajungem la chirurgie plastică atunci când trecem printr-un accident, poate, da, avem lezat o parte a corpului. În momentul în care e vorba de o malformație care trebuie corectată, corijată, acele defecte, da, cu care ne naștem, sau de ce nu, vrem să înfrumusețăm sau să remodelăm o anumită parte a corpului nostru și aici, din cap până în picioare, aici se poate. Așa, dar unde aș vrea să ajung eu este la acele cazuri de defecte, că nu le-aș spune neapărat malformații, că nu e musa, e ceva foarte ieșit din comun, degețelele acelea lipite cu care se nasc copilașii. Sunt cazuri, da, în care se nasc cu degețelele de la membrele inferioare sau de la membrele superioare. Așa. Ei, doamna doctor, când se pot face acele intervenții chirurgicale de dezlipire a degetelor? Într-adevăr, în primul rând trebuie să clasificăm aceste degețele lipite. Se numește sindactilie. Da. Poate fi cam de 5 feluri, implicând majoritatea cazurilor degetul 3 și 4. Poate fi implicat și degetul 5 și atunci este urgență să reparăm, pentru că degețelele extreme cresc repede. Așa. De degetul 5 și degetul 1 trebuie separate imediat. Dar timingul ideal ar fi până în 6 luni să separăm degețelele, pentru a le facilita creșterea, ulterior maxim până 18-24 de luni. Deci până face copilașul 2 ani. Deci se intervine rapid, da? Nu se așteaptă să crească copilul. Nu, nu, nu trebuie să împiedicăm abilitățile de mobilitate, funcționalitatea, pentru că el, practic, chiar dacă este foarte mic, așa învață să țină un creion în mână, o jucărie, și atunci trebuie să-l ajutăm. Există și variante de degețele lipite ce au încă un degețel în plus între ele, adică în afară de faptul că e degetul 3-4, este și un al șaselea, să spunem, acolo implicat, da, în care de multe ori ar trebui ori eliminat, ori făcut în așa fel încât să devină funcțional. Nu este o operație foarte complicată. De cele mai multe ori părinții se mai speriați decât copiii. Ziua de azi părinții pot merge în sala de intervenții chirurgicale împreună cu copiii, stau împreună cu ei până le se pune masca de gaz, sau părinții pot pune masca de gaz, ulterior asistând la intervenția chirurgicală, iar copilul se trezește tot cu părintele în preajmă. Așadar, trauma este chiar minimizată. Cât durează aceste intervenții chirurgicale? Adică, presupun că e ceva... Nu este ceva foarte complicat. Practic se separă pielea, tegumentul dintre degețele, se fac niște lambori în Z și după care se suturează. Acum depinde de minuțiozitatea fiecăruia. Eu învățasem în cărți, în general, că un degețel o oră. Ei, cam o oră, două, cam așa durează. Am nu putem ține nici copiii sub anestezie nelimitat. Dar ce se întâmplă dacă acești copii, da, poate nu au fost duși de către părinți la medic în perioada copilăriei și rămân cu acele degețele lipite și pe perioada adolescenței, a maturității? Ce se întâmplă dacă în cazurile acestea? Dacă sunt degetele din mijloc, 2, 3, 4, să spunem că este în regulă, pentru că ele vor crește împreună cu copilul versus adolescentul și nu îl vor împiedica să și le folosească. Dar dacă este degetul 1, practic degetul mare, cum știe toată lumea, da, sau degetul 5, s-ar putea să crească într-o formă curbată, să se ia cumva după forma celorlalte degete și atunci nu poate apuca corespunzător cana sau să scrie sau să facă lucrurile zilnice. Se moștenesc aceste defecte, să spunem? Din păcate, da, se moștenesc. Este o transmitere chiar dominantă. Da. S-a dovedit că undeva în săptămâna a șasea se produce, la persoanele care se întâmplă, se produce defectul. Pentru că atunci, practic, membranele care sunt oricum acoperite de degetele noastre se separă. Am înțeles. Și atunci este punctul culminant, da? În săptămâna a șasea de sarcină, bineînțeles, nu de nașterea copilului. Am înțeles. Da, și mai discutam noi despre o altă afecțiune. Din păcate, citeam că se întâlnește din ce în ce mai des și o să ne explicați poate și dumneavoastră care sunt motivele. Eu am să spun denumirea
așa cum o știm noi, da? Botul de iepure a acestei, acestui defect, să spunem, dar să le explicați dumneavoastră urmăritorilor cum se numește științific și ce reprezintă. Și cât de important este ca părinții, din momentul în care văd o anumită anomalie sau o modificare, da, a guriței copilașului, să se adreseze medicului. Despre ce este vorba? Științific se numește keloschisis, iar în momentul când este implicat și cerul gurii, se numește keilopalatoschisis. Putem să o complicăm, să-i spune keilognatopalatoschisis, pentru că e vorba de cerul gurii și nas și buză. Așa. Ceea ce se vede cel mai tare este buza, bineînțeles. Dar pe copil îl poate deranja foarte tare și cerul gurii, pentru că nu poate respira corect. Cavitatea nazală este unită practic cu cavitatea bucală, nu poate înghiți este corect. Este obturată cumva de forma... Cum arată cerul gurii la un astfel de copil? Ca un cer cu un orificiu în mijloc, să spunem așa. Are o gaură, da? Exact, exact. Practic, cerul gurii ar trebui să fie format din două jumătăți. Da. Acele jumătăți, la fel, intrauterin, ar trebui să se închidă. Ei, la un moment dat se produce un defect, de defect de separare se numește, la fel intră o genă într-un cromozom și nu se mai închide corespunzător. Și atunci rămâne un orificiu fix pe mijloc. Poate fi mai mare sau mai mic. Aceste despicături labiopalatine sau nazolabiopalatine pot să fie până în cer, până în capătul extrem al craniului. Deci așa se clasifică. Cea mai simplă e varianta cu buza. E simplu, se repară ușor, după care începem cu cerul gurii, care e mai complicat, după care cu nasul e și mai complicat. Se intervine doar o singură dată chirurgical sau e nevoie de mai multe operații de-a lungul timpului? Este nevoie să intervină de mai multe ori, pentru că în primul rând copilul crește. Inițial se repară, să spune că este doar la buză. Da? Asta e varianta cea mai ușoară. Există în momentul de față și tetine speciale să hrănim acești copii cu lapte, pentru a nu pierde laptele, și sunt special adaptate formei buzițelor lor. De cele mai multe ori defectul se produce pe partea stângă a buzei și, bineînțeles, este un defect de unire. Nu este complet lipită. Tot până în 6 luni ar trebui să se intervină, dar de multe ori se intervine până în 3 luni, când împiedică profund copilul să mănânce. Ulterior, pe măsură ce crește, se reevaluează defectul și se poate reinterveni. La ce se poate reinterveni? Nici dinții nu cresc corect. Am înțeles. Nici alveolele dentare nu sunt poziționate corect. De cele mai multe ori există un defect osos pe arcade. Pentru că noi avem niște muguri la față, 5 muguri. Unul fronto-occipital, 2 maxilari care sunt aici și 2 mandibulari. Ei, în momentul când sunt implicați mugurii maxilari și mandibulari, fix unde avem buza și gura, atunci avem și dinții implicați. Corect. Și atunci e nevoie de un ortodont, este nevoie de un stomatolog foarte bun pentru a educa și părintele, dar și copilul pe măsură ce crește ce să facă. E să înțelegem că implică mai multe specialități această afecțiune, de aceea nu trebuie tratată la diverse de către părinți. Bun. Psihologic ar trebui tratată cu foarte mare atenție, pentru că spunea și dumneavoastră la început, în particular, că unii copii râd. Da, așa este. Da, recunosc că aveam și noi când eram copii la blocul unde locuiam, doi frați care aveau degețelele lipite de la picioare și bineînțeles că erau motivul de glume a celorlalți copilași. Din păcate se întâmplă acest lucru. Deși este un defect care, țin minte un caz foarte caz faimos în Brazilia, aveau 6 degete la mână. Da. Și tot timpul se rugau să aibă, care se naște, să aibă 6, că ei considerau că sunt binecuvântați, că au 6 degete în loc de 5. Că e un semn divin. Exact, un semn divin. Pot ține mingea mai bine, pot ține lucrurile mai bine în mână. Era extraordinar. Da. Așa că depinde foarte mult și cum interpretăm această situație. La degețele se spune că este mai în regulă, la buze este mai complicat. O să vă povestesc cu un caz care mie mi-a rămas în minte de când lucram la un serviciu privat. Apropo de buză despicată, sunt persoane care nu suportă copilul lor să aibă vreun defect. Așa. Și intrauterin, medicul ginecolog sau ecografistul descoperise că acel copilaș avea un defect la buză.
Și a venit la mine, deși nu aveam nicio implicare, s-au gândit ei să vină la chirurgie plastică să întrebe dacă se poate repara. Dacă se poate și intrauterin, pentru că ei vor... Pentru că ei vor să, gata, să nu mai aibă... Doamne, ferește! Aolea. Bineînțeles, nu se putea termina o sarcină la 32 de săptămâni, pentru că ai descoperit că are copilul un defect la buză. Nu există. Sunt anumite etnii care nu acceptă aceste defecte. Uh-huh. Ideea că ele se văd intrauterin. Nu este o tragedie. Chiar cunosc și influencer pe Instagram care și-au descoperit că a lor copil are asemenea defect. Da. L-au născut, bineînțeles, și copilul a fost, a mers la Timișoara, dacă nu mă înșel, sau la Cluj, și a reparat buza. Deci nu este motiv să terminăm o sarcină sau să întrerupem o sarcină pentru că am descoperit... Da. Există. Da. Și țin minte disperarea și a trebuit să-i vorbesc cumva tatălui să înțeleagă că mama nu o să renunțe la 32 de săptămâni. Este un copil viabil, nu, deja mare. Stați un pic, doamna doctor, să înțeleg că era vorba de o întrerupere de sarcină. Da, deci eu nu aveam nicio implicare, dar ei au venit în ideea dacă se poate repara acel defect sau dacă nu se poate repara, ei vor să nu mai aibă copilul. De fapt, ei însemnând el. Mama plângea. Există astfel de cazuri. Noi trebuie să fim prezenți și să ne dăm seama că există în jur. Da, dar oamenii ar trebui să fie conștienți că în ziua de astăzi medicina oferă atât de multe șanse și variante și există atâta tehnologie și aparatură și specialități. Adică, și cam practic, toate bolile se tratează în ziua de astăzi. Nu cred că mai e ceva netratabil, foarte puține. Așa este. Da, interesant. Să aducem și populația în secolul 21, nu doar medicina. Da, corect, bine ar fi. Bine spuneți. Ar fi foarte interesant să înțelegem ce ne se întâmplă și mă uitam astăzi, chiar dacă noi vorbim despre chirurgie plastică, dar urmăream astăzi în buletinele de știri faptul că acest consum de droguri e din ce în ce mai mare și, nu știu, cred că mi-a rămas gândul la știrea respectivă. Ați atins punctul culminant. Eu țin minte când eram medic rezident, atunci lucram în spital de urgență și avea legătură cu consumul de droguri. Pentru că pe fondul acestui consum de droguri se tăiau, se băteau. Da. Veneau cu tot felul accidente de traumatisme rutiere, accidente rutiere, care... exact. Nu mai spun cu săbii, cuțite, sticle sparte și lista poate continua. Ei nu sunt periculoși când vin la chirurgie, dar probabil sunt periculoși când nu intră în sevraj sau nu mai au doza potrivită. Da, și presupun că multe dintre cazurile pe care le tratați, le tratați și ca da urmare a violențelor și a traumatismelor casnice pe fondul consumului de alcool, de droguri. Da, din păcate. Bun, mai există aceste arsuri, am vorbit de arsurile de piele din cauza ultravioletelor. Există și aceste arsuri datorită folosirii unor substanțe casnice. Și ni se întâmplă adesea și nouă, doamnelor, domnișoarelor, când utilizăm anumite substanțe, să nu folosim mânuși și ne trezim cu niște arsuri de toată frumusețea. Unele sunt mai ușurele, altele nu știm cum să le mai tratăm. Ce e de făcut în situația în care vedem că pielea nu-și mai revine și ce tratamente se folosesc în cazurile acestea? În primul rând ar trebui să ne dăm seama la ce a fost arsura, să identificăm agentul. Pentru că e vorba de arsurile chimice, despre asta vorbiți dumneavoastră. La arsurile chimice, ideal ar fi să găsim substanța și atunci să contracarăm acea substanță. Adică dacă este un acid, folosim ceva pe bază, o bază. Dacă este o bază, folosim ceva acid. Sunt creme ceva mai delicate cu pielea. Totodată grijă foarte mare la cantitatea de apă pe care o vom folosi. Trebuie să ne spălăm foarte, foarte bine pe piele ca să curățăm acel agent. Foarte bine însemnând 20 de minute chiar sub un jet de apă. Exact, deci destul de mult. După care creme calmante cu colagen și acid hialuronic și antibacteriene. Și bineînțeles, sub nicio formă nu mai atingem acele substanțe. Cred că cele mai rele substanțe care erau și folosesc și acum, cred, în bucătărie, este soda caustică. Da. Da.
Da. Asta e. Soda caustică pentru că ea curăță aragazul, ce mai face? Toată grăsimea se duce. Dar sunt și substanțe care, soluții care, na, sunt mai scumpe, să spunem, dar afectează pielea groaznic. Dar tot asta au. Da, sunt mai frumos ambalate. Da, da. Sunt mai frumos ambalate și mai dau un parfum suplimentar. Dar practic tot sodă. Ei, asta trebuie să facem, să spălăm foarte, foarte bine mâinile. Asta presupunând că stăm doar acasă. Să avem o cremă la îndemână cu sulfat de azină de argint și acid hialuronic, așa ar fi ideal. Pot da denumiri comerciale dacă e necesar. Da. Da, Regen AG sau Hialocontrol, Dermazin, la fel. Sunt ideale. Și bineînțeles să stăm cu mânuțele deoparte. Deoparte, da. Puțin. Nu le bandajăm cu nimic, le lăsăm libere. Le lăsăm libere. Da, nici nu ne apucăm să ne spălăm cu nu știu ce săpunuri agresive, ca să face și mai mult rău. Pentru că o arsură chimică, asta e de reținut pentru oameni, se aprofundează. De asta vă întreb, pentru că de cele mai multe ori zici nu-i nimic, o să treacă, dar în unele situații se ajunge până la infecții, până la intervenții chirurgicale de la astfel. Trebuie tot. Ideal ar fi acasă, că omul când stă acasă poți să o lași la expunere partea arsă. De obicei e o parte mică, cam 1% sau 2%, că nu te poți expune atât de mult e puțin. Da, dar e o parte funcțională, că noi facem orice cu mâinile. Acasă o lași la expunere cu cremă, în oraș pui un pansament lejer. Da, deci sub nicio formă nu pleacă. Da. Praf, noxe, agenți patogeni, nu știu, te duci în autobuz pe mâna pe ceva, clar pleci acasă cu mai mult decât pielea ta. Care au fost cele mai multe cazuri pe care le-ați tratat de-a lungul experienței dumneavoastră? Nu știu, poate aceste arsuri casnice. Să nu uităm că noi facem parte de aici, din zona Moldovei. Și pe vremea când lucram la știri, erau cazuri în care oamenii la țară făceau țuică, rachiu. Da. Și erau acele arsuri. Da, dar nu au dispărut. N-au dispărut, nu? Nu. Sunt există. În continuare, da. Sunt mai frumoase, cred că nu arsurile, utilajele, pentru că s-au specializat și ei. Dar în continuare sunt, ei nu pun. Înainte improvizau fel și fel și când explodau acele butoaie și se făceau din cap până în picioare și nu știau ce să facă mai departe, pentru că erau temperaturi foarte mari. Problema era combinația cu alcoolul. Nu a cantității, nu a materialului dinăuntru, ci a pacientului. Că de obicei așa se producea. Era toate bune și frumoase până la un punct, curgea alcoolul din respectivul utilaj, după care la un moment dat punea prea mult foc, sau uita, sau începea să guste din alcool și se produce explozia. E, cum se tratează acele arsuri, doamna doctor? Să sperăm că în acest caz este unul, măcar cineva răsărit, care sună la 112. Și până sună la 112... Ce faci în contextul în care vezi îl îndepărtezi de acolo, plin de, de... Asta, îl îndepărtezi de acolo, încerci să pui... E, ce poți fi la țară? Mă gândesc că la țară n-ai jet de apă. E o găleată de apă și încerci să cureți materialul acela. Tot cu o cană, încerci să dezlipești hainele. Ideal ar fi să-l dezbrăcăm. Da. Dacă se poate, dacă nu este prins de piele. Deci dezbrăcat repede, repede, dat cu un jet de apă, pus ceva să-i țină cald. O pătură sau decât pătură, mai degrabă un cerșaf. De ce? Pătura face o grămadă are de scame. Exact. Și poate intra în piele și face rău. Dar un cerșaf curat și așteptăm deci, să vină ambulanța. Pe orice fel de arsură nu aplicăm hăinuțe sau materiale care se scămușează. Nu, întotdeauna să fie un bumbac. Nici un pansamente. Atenție mare la chestia asta, pentru că am întâlnit-o, din păcate, la persoane apropiate. Au pus pe plăgi vată. Sub nicio formă, nu contează că este sterilă, nu contează de unde este luată, nu se pune. Toate acele bucăți mici, practic, țin bacteriile înăuntru și produc un lucru și mai mare și mai urât. Nu. Trebuie întotdeauna comprese din nețesut, practic acelea care nu se scămoșează. Da, da. Asta e chiar de reținut. Că am văzut că este foarte populară treaba asta cu vata pusă pe tot felul de răni. Nu. Da. Și pentru că tot vorbim de aceste arsuri, în unele situații e nevoie chiar de intervenții în care se pun acele grefe, nu? Evident, da, da. Așa. La arsurile de grad mai mare, gradul 3B, să spunem, când tot dermul, toată suprafața pielei este distrusă, trebuie în primul rând curățată.
Da. După ce este curățată și este dusă la un nivel optim, fără infecție, adică fără țesut necrotic. Necrotic înseamnă mort. După aceea putem pune grefă. În unele situații se poate pune grefa în aceeași etapă. Curățăm, luăm grefa și punem. În alte situații, când arsura este veche, pentru că nu toți vin la spital imediat, trebuie să așteptăm. Curățăm, așteptăm țesutul de sub substratul să devină sănătos și ulterior punem grefa. Dar nu cumva pacientul, dacă așteaptă, sunteți nevoiți să decupați și mai mult din acea da. Exact reziune. Cum se întâmplă la arsurile chimice, că se aprofundează, aici se măresc și se aprofundează. Și de cele mai multe ori se colorează cu diverse alte lucruri, ori mai parfumate, usturoi, ceapă, cartofi, ce utilizează? Substanțe din medicina veterinară. Da, și astea sunt tot felul de creme care general sunt antimicotice, dar sunt foarte ieftine și le găsesc pe la farmacii. Și farmacistele, necunoștință de cauză, ar vinde și un kilogram de cremă respectivă. Nu. Păi am auzit pentru bolile reumatice, da, cremă veterinară care se utilizează la cai. Adică și pentru păr este, și pentru creșterea părului, da, șampon deci pentru cai. Nu știu, serios, automedicația asta, să mergi într-un cabinet veterinar să achiziționezi cremă pentru reumatism, da, sau... Deci e de noaptea minții. Da, este. Dar și consecințele sunt de așa natură. Și la dumneavoastră cred că ajung pacienți care, cum spuneați, folosesc fel și fel de creme. De asta cu piper, cayenne, cu cataplasme chinezești. Da, aveați o pacientă, nu? Da. Care a ajuns la arsuri foarte... foarte puternice după utilizarea cremelor. Exact, plasturi pentru tot antireumatici erau și ăștia. Dar au făcut o arsură de gradul 2A, 2B, îngrozitoare. Deci grijă mare. Plus că doare. Deci ele dor instant. Dar ei consideră că dacă acea durere este, poate e de bine. Mai puternică, tratează și mai bine. Înseamnă că își face efectul mai bine. Nu. Durerea e pe bune durere. Nu e de bine. Deci nu folosim acei plasturi anti-durere, exact, în momentul în care ei creează durere. Tocmai. Pentru că o să plecăm de acolo cu o arsură sau cu o iritație fantastică. Da. Vorbind de, amintindu-mi de acel consum de droguri, auzeam la știri niște tineri care au trecut printr-un accident, depistați cu fel și fel de substanțe. În urma acestor accidente rutiere, da, unii pasageri ajung în stare gravă după ce își pierd anumite membre, unii sunt încarcerați. Ce reprezintă aceste intervenții reconstructive post-traumatice în urma unui accident rutier? Cred că sunt cele mai greluțe, nu? Acestea depinde la caz la caz. De cele mai multe ori mâinile și fața sunt implicate și asta este cel mai complicat lucru. Trebuie restabilit simetria facială. De multe ori gura sau nasul au de suferit sau pomeții. Și atunci se încearcă anumite tehnici, ori de reumplere facială, ori un lambou. Lambou înseamnă o bucățică de țesut luat dintr-un loc, pus în alt loc. Poate fi liber, atunci când luăm, de exemplu, de la antebraț și punem la faces, sau din același loc și rotim. Da. Depinde ce defect este. Problema la fracturile de masiv facial, pentru că de cele mai multe ori ei se izbesc cu capul de bord, și ar de suferit fruntea, nu? Fruntea și tot ce înseamnă faces mijlociu. Nas și pomeți. Nas, pomeți, da. Este îngrozitor, mai ales din cauza părții osoase. Trebuie restabilită structura osoasă și pe structura osoasă mulat țesutul moale. În general se pot restabili. Trebuie în primul rând să poată vedea corespunzător și atunci ne uităm la pleoape, restabilim funcționalitatea pleoapelor. La fel trebuie să poată respira și să poată mânca. Și presupun că aceste intervenții, în general, din ce îmi spuneți, sunt formate din echipă mixtă, de oftalmolog, de maxilofacială. De maxilofacială, eventual vreun ortoped, depinde de ce situație este, da. Și nu este o intervenție unică, niciodată, de cele mai multe ori sunt 2-3 intervenții, se așteaptă rezultatul, mai sunt mici corecții ale cicatricilor. E cumva ca o poveste ca la arsuri. Durează și nu este niciodată definitivă. Iar la mâini, pentru că de multe ori se întâmplă și la mâini și la picioare. La picioare este un traumatism tipic cu pedala.
în care partea anterioară a degetelor de la picioare este eretezată. De cele mai multe ori se poate reconstrui, dar devin problematice nu ca funcționalitate, ca funcționalitate. Ulterior. Nu mai poți să stai pe vârfuri, da, să spunem așa, dacă ai fost balerină, s-a terminat. Sau pe tocuri, presupun. Sau pe tocuri, da. Tendoanele au foarte mult de suferit. Și acolo este necesar să se mai reintervină, să prelungești tendonul, să-i asiguri funcționalitatea, să culiseze în continuare. Da. Pentru că el poate rămâne acolo cumva strâns și nu poți să-l mai miști. La mâini nu mai spun cât de util este. Dar la mâini, de cele mai multe ori, suferă umerii. Am înțeles. De la centură sau de la anumite traumatisme cu portierele, umerii. Și la umeri avem, în afară de partea osoasă, plexul brahial, cel care de fapt dictează toată funcționalitatea mâinii din punct de vedere al nervilor. Clar, aici trebuie reconstruit tot plexul brahial, pentru că altfel degeaba avem o mână frumoasă și o ținem așa. Și atât. Trebuie să fie și funcțională. Am înțeles și îmi spuneați dumneavoastră într-o emisiune anterioară că aceste intervenții la mâini, în urma accidentelor, mai ales cu faiul, sunt extrem de anevoioase, așa? Sunt. Depinde și ce tăia. Sunt anevoioase la degete, de exemplu, dacă toca cereale, cu siguranță sunt resturi de cereale în mână. Dacă tăia ceva metalic, este pilitură de fier. Cred că mai mult vă ia să curățați, da, nu? Astfel, da, de intervenții, da, să curățați, da, zona și apoi ulterior să refaceți, cred că e mai, un timp mai scurt, nu? Este cumva un timp mai scurt, depinde foarte mult și cât de tare este tăiat și utilajul. De exemplu, faiul taie destul de clar, sau abriftul, taie curat. Șișca sau da, șișcă. Dar ce le știți, doamna doctor? Le-am învățat, da. Ce nu le știam înainte să... Astea taie, toacă, de fapt, pentru că ele toacă așa cerealele. Și imaginați-vă o grămadă de ace care toacă în felul ăsta. Este o destrucție masivă. Acolo nu prea mai ai ce să mai reconstruiești. Acolo încerci să fii cât se poate de creativ și din ce-o rămas să mai faci ceva. Și ca medic, chirurg, plastician, ești nevoit probabil să decupezi, nu? Ce mai e bun, ce nu mai e bun. Păi acolo este farmecul chirurgului plastician, să vedem cât de mult talent avem, din ce avem, cu materialul clientului lucrăm și facem un alt degețel. Acum râdem, glumim, dar ideal ar fi din alea 5 degete, care să sperăm că nu sunt toate distruse, da, măcar două, exact, măcar două, să se facă pensa asta, să poată apuca ceva cu degetele. Dar am întâlnit și cazuri că nu mai aveai din ce. Pentru că și infecția poate surveni și din acel degețel construit rămâne jumătate și nu prea. Citeam și vreți să vă zic ceva amuzant? Vă rog. Un pacient chiar deosebit într-un alt spital, în care eu m-am străduit să-i fac degetul drept. El avea încă o intervenție chirurgicală în care o articulație era fixată și domnul a spus că el s-a gândit mai bine, el nu-l mai vrea deloc. El îl vrea tăiat. Aoleu. Și a venit după mine la fiecare gardă până m-a convins să îl tai. El acum este foarte fericit pentru că degetul este tăiat și a scăpat de el. Și chiar mi l-a cerut pe masa de operație să-l vadă și i-a spus la revedere. Așa că depinde. Unii oameni își doresc să aibă degete, alții oameni își doresc să nu le mai aibă, să scapă de problemă. De ce? Îl deranja că mai avea un singur deget, nu? Și era... Îl deranja foarte tare pentru... Nu, era maladia Dupuytren și nu mai putea fi îndreptat pentru că mai avusese anterior niște intervenții și articulații erau rigidizate. Nu mai aveai ce să faci. Se putea îndrepta până la un anumit grad, dar nu complet. Ei, el a spus că mai degrabă fără. Aoleu. Acum să sperăm că nu se mai strâmbă altul. Da, să sperăm. Citeam, doamna doctor, că această chirurgie plastică, da, poate fi considerată una dintre cele mai vechi arte de vindecare. Și mai scria acolo un articol că tămăduitorii antici indieni utilizau grefele de piele încă din anul 800 înaintea erei noastre în operațiile de reconstrucție. Deci de câtă vreme se fac aceste operații de reconstrucție? Bun, dar totuși presupun că pentru astfel de intervenții de reconstrucție și mai ales când se utilizează grefele,
perioada postoperatorie este mult mai mare și igiena pacientului trebuie să fie mult mai mult serioasă, mai riguroasă. Nu trebuie, în primul rând, umblat la grefă câteva zile pentru a prinde, asta este expresia, pentru că dacă noi umblăm la grefă, se ridică tot timpul de pe pat. Da? O, da. Patul, grefa trebuie să stea efectiv așa, în contact direct cu patul receptor. Uh-huh. Păi dacă noi umblăm acolo și mai ridicăm puțin grefa, acele mici vase de sânge care încearcă să se formeze nu se mai formează. Și un pic așa, un pic așa, până la urmă necrozează. Nu cred că în antichitate oricum aveau aceste noțiuni, dar ei studiau. Pentru că ei foloseau grefele, dar nu spune și outcome-ul. Ce s-a asta întâmplat după. Asta ce se întâmpla exact. Cu zona de unde luau grefa. Acum. Știu că de multe ori foloseau grefele inclusiv pentru vârful nasului, pentru că era un fel de pedeapsă tradițională pe anumite timpuri să se taie vârful nasului. Aulea. Și atunci chirurgii antici foloseau grefe din anumite zone pentru a repara vârful dacă nasului. Dacă nu erai cu minte să iau nasul. Da, vedeți, pornește de undeva. Am putea să recurgem, poate. Bine, e sadic ce spun, dar în anumite situații... Da, măcar acum știm cum să punem grefa corect și va prinde. Da, și tot pentru că vorbim de grefe. Dar sunt accidente în care... nu știu, să spunem, e tăiat un deget sau o anumită parte a corpului și poate fi rănită cu o altă zonă de țesut din apropiere, nu? Da. Acea legătură care se face cu o altă bucată de piele sau explicați-ne dumneavoastră mai bine. Au fost inventate cele mai spectaculoase lambori în primul război mondial, când traumele datorită armelor erau îngrozitoare și, bineînțeles, veneau cu lipsă de degete, lipsă de o bucată de față, lipsă de nas. De exemplu, este faimoasă o poză din anii 1900, când un pacient a fost tratat, a trebuit să stea cu mâna așa, pe nas, scuzați că arăt, vreo 3-4 săptămâni, pentru a repara vârful nasului. Și în felul acesta s-a creat o nouă vascularizație și pacientul a avut un nas. Bineînțeles, nu era atât de fin și minunat, dar avea o acoperire. Totodată mai există varianta, cred că și în ziua de azi sau mai, nu știu dacă ați văzut sau nu, lumea nu e atentă, când pui practic un degețel într-un buzunar în abdomen. Da. Se cheamă lambou italian. Și practic folosește la leziunile de degete care nu mai au țesut moale, aproape deloc. Se întâmplă, de obicei se cheamă dezmănușare. La copilași mai greu să ai un astfel de traumatism. La adus, de exemplu, se poate fi traumatismul prin verighetă. A, da? Da, când practic verigheta dezmănușează complet degetul și nu ai ce să-i faci altceva decât un astfel de lambou. Sunt și alte variante, dar e unul dintre cele mai facile. Și atunci ții 3-4 săptămâni coși degețelul într-un buzunar în abdomen. Bun, dar aici și... că spuneți că verigheta secționează degetul, e un accident când se agață verigheta. Da. O fi semn. Nu știu, dar am văzut. Ați avut caz. Da, este un traumatism destul de frecvent, să știți, da. Și nu se rupe verigheta. Nu se rupe, se rupe degetul. Nu se rupe, se distruge complet degetul. Există, este o clasificare întreagă, apropo de traumatismele prin verighetă. Și poate ajunge până ce tot degetul practic este dezmănușat. De-aia unii nu mai poartă verigheta ca să nu... Să cereze traumatisme, asta-i. Da, bun, vorbeam tot așa de aceste intervenții care se repetă, da, după o perioadă de timp. Și ce trebuie să facă pacientul în momentul în care ai avut, nu știu, niște arsuri și trebuie să te întorci postoperator că s-a infectat zona? Și cum trebuie să îngrijească aceste traumatisme un pacient? Sau care este perioada de refacere a unui pacient care a ajuns pe masa de operație și necesită o intervenție chirurgicală, reparatorie? Trebuie să știm că o cicatrice, în primul rând, oriunde este ea, se maturizează într-un an. Și atunci, în acel an, cumva, eu le și explic câteodată pacienților, este și munca lor. Exact. Intervenția chirurgicală, se spune că a fost o arsură pe braț cu un pic cu apă.
Se pot pune grefe, o parte se vindecă natural. Bineînțeles, cicatrizare dirijată. Dar după ce ajunge acasă, trebuie să-și îngrijească pielea, să hidrateze corespunzător pielea, să o ferească de soare. Aici și să nu o țină, să nu țină membru respectiv într-o poziție vicioasă. Sau un frig, de ce sau nu? Sau un frig. Asta pentru că terminațiile nervoase sunt destul de afectate. Și ținutul mâinii într-o poziție vicioasă, de exemplu, pentru că mă doare și o țin așa, creează bide retractile în articulații și la mână și la cot. Adică nu mai poate să-și întindă mâna. Se formează efectiv o cicatrice lungă, dură, care ține mâna așa, pentru că se va vindeca în felul ăsta. Și întotdeauna colagenul de vindecare are o duritate mult mai mare versus colagenul natural al pielei. Sunt aproximativ 27 de tipuri de colagen. Vă spun asta pentru că mulți oameni, vai, beau colagen, iupii, sunt mai bine, oasele sunt mai bine. Sunt foarte multe tipuri de colagen, iar corpul nostru este făcut din fiecare bucată, are un anumit fel. Predomină colagenul tip 3 și 1, dar de reținut că cicatricele se vindecă cu un colagen dur. De asta avem noi de muncit un an de zile acasă, în a face toate cicatricele de-aia mai moi. De-aia v-am întrebat, pentru că unii cred că dacă au o astfel de intervenție, nu-i nimic, m-am operat, am plecat acasă și știu că perioada de refacere este lungă. Și îmi doresc musa cicatricea să fie fină și invizibilă. Da. Da, eu le spun corect, va fi, dar trebuie 3 luni de zile să masăm o dată pe zi cu cremă 10-15 minute. Sau să aplicăm un gel siliconic în fiecare seară. Un lucru îl facem dimineața, celălalt seara. Și bineînțeles protejăm de soare. Soarele este prietenul nostru că face fotosinteză, să spunem, dar mai mult decât atât nu. Cicatricele se fac maro, se pot hipercolora, se pot extinde, pot apare pe cicatrici din cauza soarelui anumite leziuni. Am Și înțeles. Atunci clar nu. Da. Adică leziuni melanom, ca să înțeleagă omul că poate, na, melanom, cancer de piele, de anumite feluri. Da. Și pentru că această perioadă de refacere este lungă, iar în unele situații, da, poate mă gândesc mai ales la doamne, la domnișoare care au suferit o arsură cu lichid, să spunem, da, pe o anumită zonă a corpului care mai târziu o va expune la plajă, la sau da, na, e femeie. Se mai pot reface aceste zone care au fost arse? Se poate interveni pentru reconstrucție? Pentru... Da, se poate reinterveni. Depinde și de cât de profundă este arsura, dar de cele mai multe ori se poate remodela pielea. Se pot face proceduri estetice, ori dermabrazie, ori injectare cu plasmă și atunci calitatea pielii devine mult mai bună. Se poate stimula la fel cu plasmă, cu un aparat de plasmă și atunci colagenul natural poate reveni și calitatea pielii este mult mai bună. Ce înseamnă asta? Din nou suplă, din nou moale, din nou maleabilă. Elastică. Elastică, da. Bineînțeles, nu vorbim de riduri aici, pentru că lucrurile acestea folosesc și la riduri. Dar în cazul unei arsuri poate fi o îmbunătățire vizibilă. Am înțeles. Iar, de exemplu, la o pacientă care este arsă în zona gâtului, poate fi o adevărată traumă, nu poate purta niciodată nimic. Da, sau pentru copilași, adică da, mai ales pentru ei, cred că aceste mai ales pentru ei, tratamente da, trebuie făcute cu mare, mare atenție. Plus că pielea nu mai are aceeași consistență și aceeași grosime. Pe toată suprafața cicatricială este denivelată, de fapt. Da, și atunci se formează acele denivel, parcă da, zici că e harta geografică în format 3D. Exact. Cele formațiuni. Se poate interveni pe aceasta, dar cu foarte multă delicatețe și minim la un an, un an și jumătate după. Iar la copii nu se poate interveni până nu se definitivează creșterea. A, deci pe la 18-20 de ani, ceva de genul. La copii se poate interveni funcțional, este ideal. Adică dacă se produce, nu mai poate mișca mânuța pentru că degețelul nu stă drept. Da, bineînțeles că se intervine. Are nevoie de funcționalitate. Dar sub nicio formă ne apucăm să facem lucruri foarte estetice, să spunem. Am înțeles. Nu. Plus că substanțele care le injectăm nu întotdeauna fac doar bine, au și efecte secundare. Trebuie să ne gândim la lucrurile astea. Știu cum m-ați întrebat, am trecut de la malformații congenitale, de ce ar putea, de ce apar, de ce sunt atât de frecvente. În afară de factorii genetici, care oricum nu ai cum să-i schimbi, sunt factorii de mediu.
În trecut se foloseau foarte multe pesticide și substanțe foarte toxice. Mamele mergeau și munceau în acel mediu și de cele mai multe ori apărea ori defectul acesta buză de iepure, ori gură de lup, da, ori alte malformații la mâini. Totodată lucratul într-un mediu cu foarte multe vibrații. Să ne gândim că vibrațiile se produc la picamere. Da. Da? Tot felul de munci, șantier de construcții. Se poate produce o așa numită boală a membranelor, în care practic boala membranelor intrauterin se manifestă. Da. Practic se poate fi o membrană între braț și antebraț sau membrană, wow, persistența membranelor între degețele. Ca la brățușcă? Exact. Ca lăbuța, da, de da, la... da. Asta în afară de faptul că este afectat cromozomul 2, v-am spus, e o chestie genetică, și afectarea asta se manifestă dacă mediul este favorabil. Și grijă foarte mare la ce substanțe se, de ce zic toți medicii ginecologi, în primele 12 săptămâni de sarcină, factorii teratogeni sunt teribil de importanți. Ce înseamnă asta? Nu ne apucăm să luăm antibiotice, nu ne apucăm să, da, dăm cu anumite creme, nu ne apucăm să luăm nu știu ce substanță împotriva acnei, că de ce e doar la piele. Nu, nu ne mai vopsim cu vopsele, exact, cu amoniac. Da, încercăm să ne ferim de mediul în care poate se vopsește afară sau, mm-hmm, poate au dat cu anumite, din nou, pesticide. Nu, este foarte, foarte periculos și un mic defect este suficient pentru ca în săptămâna 6 să se manifeste și să ajungă copilul tot restul vieții lui cu acel defect. Malformațiile acestea, noi am spus partea, să zicem, relativ frumoasă. De așa, există cazuri în care nu sunt compatibile cu viața. Despicăturile merg din anterior spre posteriorul craniului și nu sunt. Trăiesc copiii 2-3 zile și atâta tot. Deci este teribil de important să se meargă la medicul ginecolog și la morfologia fetală, să se stabilească ce fel de defect este, unul minor, care poate fi tratat foarte simplu, sau unul major. Și atunci, de cele mai multe ori, defectele acestea vin nu doar cu defectul cutanat. Poate avea o malformație cardiacă, renală, poate avea mai multe. Da. Deci partea estetică ce o tratăm noi în calitate de chirurgi, da, plastici, este partea superficială. Bun, superficială, are impactul vizual, dar degeaba ai impact vizual minunat dacă pacientul nu trăiește. Sau are un deficit major cognitiv sau nu poate să meargă. Din nou, sunt lucruri foarte, foarte grave. Care a fost cel mai greu sau urât caz pe care l-ați tratat vreodată? Pentru că fiecare medic cred că are așa în istoricul lui câte o amintire. Fie plăcută, fie mai puțin plăcută, fie vreo intervenție care, în care credeați că nu se mai termină niciodată. Cred că cele mai grele, care, unul care l-am văzut, a fost un copil, o fetiță, ce avea malformație la mandibulă. Avea mandibula prea mică și asta e tot datorită mugurilor de creștere de care v-am spus. Și nu, noi îngrijeam. Ce avea fetița respectivă? Avea un distractor. Practic, bețele acelea care le vedem prin filme, că se pun în capul pacientului, ca să crească sau ca să rezolvăm o fractură. Asta nu era în film, era realitate și minunea asta se producea la Spitalul Sfânta Maria. Ce-i drept, copilul reacționa foarte bine și părintele era destul de pozitiv, dar pentru noi era un impact vizual teribil. Tot distractorul acela se punea pentru a crește mandibula, pentru a direcționa creșterea mandibulei și pentru a avea o închidere corectă a gurii. Dar practic mandibula creștea în spate sau cum? Nu creștea, era mai mică. Nu creștea. Da. Un alt defect care se poate produce. Bineînțeles, toate astea se văd la pediatrie mai des. Dar eu atrag atenția că în timpul sarcinii s-ar vedea mult mai bine și dacă mamele ar avea grijă ca dinaintea momentului de producerii copilului să ia substanțele potrivite. De exemplu, acid folic, nu, da, s-ar produce lucrurile astea. E foarte important sunt pe mici, înainte mici... de a, da, concepție. Ajunge la momentul concepției să iei acid folic. Da, da. Și de ce nu și partenerul poate? Și nu știu, dacă ne uităm așa la copilaj și vedem ce defecte se produc, doamne, un lucru atât de minor să luăm acidul ăla folic decât să-l văd cum tot îi facem și în cooperație, și în cooperație. Asta sunt, dar preveni foarte mult. Da. Foarte multă afecțiune acel acid folic. Da.
Exact. Da, bun. Ne apropiem de finalul emisiunii și pentru că vine perioada aceasta a concediilor, a vacanțelor și o să mergem cu toții la soare, la mare, la munte, la... Da. Știm prea bine că soarele de munte pârjolește și mai tare ca cel de... Face mai frumos și mai durabil. De mare. Așa. Mai știm că ne-am mai propus noi să vorbim de intervențiile chirurgicale în urma mușcăturilor de insecte. A, da, sunt mușcături de toate animalele. Noi am tratat, m-ați întrebat cazuri interesante. Așa. Păi uite, cazuri rozătoare, interesante. Nu? Porc. 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 Cum să nu? Porcul, calul, în afară de cățel și pisică, astea sunt tradiționale, dar sunt tot felul de animale. Urs, mușcătură de urs, de vulpe. Astea sunt destul de urâte, pentru că niciodată nu sunt la fel. Așa. Depinde de ce zonă a apucat, cum a apucat. Unde rupe mai tare? Ce animal mușcă mai tare? Care rupe mai... Cred că dintre toate... Calul. Calul, da, exact. Calul. Și calul, în general, de câte când am văzut, prinde foarte rău la persoanele care consumă alcool. Uh-huh. Asta este... Așa sunt animalele. Și cea mai infecțioasă este omul. Da, mușcătura de om e cea mai periculoasă. Exact. Ați avut și mușcături de la om la om? Da, 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 da. Parteneri, în general, sau bărbați care se băteau sau, mă rog, se făceau ei ce făceau acolo și nu mai puteau da cu felul și... se mușcau, da. Aoleu. Da. Și sunt cele mai urâte, pentru că ai toată amprenta danturii, o poți vedea pe zona respectivă sau, mă rog, anumite defecte. Da, cu bucăți, vă confruntați cu fel și fel de cazuri. Lumea e interesantă, de asta ne place chirurgia plastică. Și acum, da, și acum cred că o să aveți cât mai multe cazuri cu căpușe. Da, da, care da, se da. Suprainfectează da, zona, nu? Da. Sau pescari care vin mușcați de rozătoare, de șoricei, șobolani. Și coacul de, pescuit am avut. Care rămâne prin degete. La soție. A, la soție. A aruncat bățul, da? Și bățul s-a dus în spate, mă rog, cât dai în spate și apoi se ducă în față. Și acul a ajuns în buza soției. Sau în ureche. Dar noi revenim la insectele noastre, dacă se duce cineva la pescuit sau la, nu știu, la picnic, ideal ar fi să folosim repelenți. Nu doar pentru țânțari, pentru că țânțarii, da, pot fi răi, dar ei pleacă, nu rămân sub pielea noastră. Dar au apărut foarte multe furnici ce pișcă destul de rău și sunt foarte infecțioase. Este o specie de furnici de câmp mici și niște furnici mai mari. Acelea pot lăsa niște urme destul de generoase. Totodată păianjenii, la fel. Da. Toate lucrurile astea se întâmplă și datorită vremii, dar și datorită substanțelor toxice cu care sunt stropite culturile. Și atunci ideal ar fi să ne ferim. În afară de faptul că purtăm anumite tipuri de haine, nu putem să ne acoperim tot timpul. Tot ai o palmă descoperită. Repelenții naturali. Sau dacă suntem la curte, încercăm să punem repelenți, să plantăm. Da? Anumite, este, dacă nu mă înșel eu, și rozmarinul, și lavanda, folosește și lămâița. Miros frumos și ne ferește de tot felul de probleme. La capitolul căpușe, ideal ar fi să vedem, să ne inspectăm pielea întotdeauna după ce am mers undeva, nu știu, pe munte sau am alergat undeva pe un câmp, pentru că nu trebuie să, căpușa nu trebuie lăsată înăuntru. E, da, sunt unele cazuri în care părinții descoperă pe creștetul copilului exact, prin păr, da. Căpușa după o perioadă de timp, după ce s-a infectat deja. Este cumva o fereastră de 18 ore în care ar fi ideal să fie scoasă. Nu toate căpușile sunt infecțioase și nu toate căpușile transmit bacteria cu pricina care produce Borelia. Borelia, da, și nu toate duc la boala Lyme, dar vorba aceea este suficient nu una ști. La nu știu cât, exact. Da. Și în momentul când este scoasă, să nu fie smulsă. Dacă nu are omul răbdare să ajungă la UPU, pentru că toată lumea se gândește la UPU, durează. Ideal ar fi să avem niște alcool foarte puternic, gen de 90 de grade. Punem o compresă pe acea compresă alcool, punem peste căpușă. Căpușa se suprasaturează cu alcool și iese foarte ușor din piele. Da, după care se îmbată. Exact, ceva de genul. Se umflă. După care ne uităm frumos cu o lupă, dacă suntem părinți, vedem ce care este situația acolo, punem un pic de unguent cu antibiotic, de genul banioci, neopreol,
ce avem în casă și lăsăm așa. Dar sub nicio formă ne apucăm să smulgem, să tragem, să facem noi cu acul. Nu, nu. Provocăm durere și putem lăsa acolo. E suficient să lași o antenă mică de la ea. Da, corect. Și nu se suprainfectează. Bun, plecăm în vacanță, o trusă micuță așa pe care s-o avem la noi pentru arsuri solare, pentru aceste mușcături de insecte, de ce nu pentru arsuri cu anumite substanțe, da, ce ar trebui să aibă, să avem în trusa noastră și noi adulții și pentru copilași? Ar trebui să avem o substanță dezinfectantă. Bun. Aș prefera să sfătuiesc oamenii să ia clorhexidină, pentru că nu ustură, nu doare și este ușor de transportat, nu colorează precum betadina și sunt, am văzut eu undeva la un magazin din centrul orașului, să avem comprese sterile întotdeauna la noi, să avem puțin alcool într-un recipient mic, să avem o cremă care ne-ar folosi și ca agent antibacterian, de exemplu baneocinul cremă și hialocontrolul pentru o eventuală arsură. Eu personal întotdeauna iau pentru copiii mei ceva pentru vânătăi și tot felul de echimoze. Echimoze se cheamă vânătăile. Sau când se duc în iarbă și se zgârie în tot felul. Ei, atunci iau puțină cremă din crema respectivă și dau pe piele, se răcorește pielea, nu se infectează, toate bune și frumoase. Asta ar trebui să avem în trusă. Poate o cremă pentru înțepături de țânțari. Un gel calmant, da. Ar fi foarte bun. Este de genul Rival Gel. Mai este chiar de la Utan. Mai este un gel foarte bun și foarte util. Fenistil, da. Ce aș sfătui să încercați înainte aceste creme, pentru că s-ar putea să nu aibă niciun fel de efect și dimpotrivă să facă, să provoace eritem, roșeață. Vă spun din propria experiență. Luați crema care funcționează cel mai bine pentru copii. Da. Și dacă tot vorbim de trusă de prim ajutor, paracetamol. Așa. Ar trebui să avem sirop pentru copii, pentru adulți să avem capsulele, pentru că în caz de insolație să putem da, în caz că îl doare pe copil prea tare, după ce, nu știu, a căzut în genunchi, la fel, să avem un calmant, un antiinflamator și un antalgic. Și totuși să fie acolo poate și un antibiotic în caz de forță majoră, dacă mai mult sau mai puțin, mai mult sau cu prescripție mai puțin medicală. Da. Doamna doctor, o emisiune drăguță cu informații pe cât de greu de auzit, pe atât de unele comice, să spunem. Da. Sunt fel și fel de cazuri, de situații care ajung la dumneavoastră. Și cumva chirurgul plastician e cel care face ultima fundiță, să spunem așa, în anumite cazuri, da? Unde intervine poate neurologul, ortopedul, chirurgul de chirurgie toracică, da. Unde trebuie să se repare și să se facă frumos, vine chirurgul plastician, așa, și face fundița frumos. Interesant. Chirurgia în general este o profesie pe cât de grea, pe atât de frumoasă și pe atât de cum să spun, provocatoare, da, provocatoare. Să nu uităm că pielea totuși e cel mai mare organ. Exact. Or fi considerat că toate sunt importante, dar și pielea e importantă. Exact. Doamna doctor, ce să vă spunem? Cât mai ușoare cazuri, să spunem așa. Mulțumesc. Să aveți o vară liniștită, cu puține urgențe și cu o vacanță bine meritată, că și medicii au nevoie de o vacanță. Oh, da. Vă mulțumesc tare mult, o zi frumoasă în continuare, vă mai așteptăm pe la noi. Cu mare drag, este mulțumim. O plăcere de fiecare dată. Mulțumim frumos. Vă mulțumim și dumneavoastră, doamnelor și domnilor, că ați rămas alături de noi. Nu plecați, de la 11:30. Intră în direct dumneavoastră colega mea Raluca Costin, de la ora 13 colega mea Roxana Caraiman, de la ora 15 colegul meu Valentin Huțanu, iar de la ora 16 colega mea Georgiana Adam. Eu vă doresc sănătate, o zi liniștită, o săptămână minunată pe mâine. La revedere!